fiți gata? Start! Două piruete! Unu, doi! Ok, gata, stop, drept, drept, drept! Nu, drept, în spate, drept, da, drept, în spate, în spate, în spate! Drept, drept, drept! Așa, Toni, mergem dreapta! Drept, 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 drept! Zi franceză! Mergi înainte, hai, hai, hai! Eu auzeam țipete în dreapta, în stânga. Sincer, mi-a fost greu până să-mi dau seama cine este Alexia. Dar după aia, după ce m-am focusat pe vocea Alexiei, parcă nu-i mai auzeam pe cineva și auzeam doar pe Alexia. Dreapta, Aris! Acum înainte! Mergi, mergi! Înainte, atenție, e o piatră! Un pic atât, că e un gard! Drept, 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 drept! Puțin în dreapta, un pas în dreapta, acum înainte te duci spre apă. E un sac acolo, mai mergi un pas înainte. Stânga, Aris! Haide, stânga! Stânga! Stop, stop! În spatele tău sunt alea! În spatele tău! Mergi tot! Ok? Ok! Eu și Alexia, nu știu cum ne-am gândit, noi să începem cu aceeași probă. Cu lemnele. Primul din ăla e al nostru! Verde! Stai să-l văd! Aris! Mai nu! Jos! Mai nu! Acolo! Alea-s două galbene! Ăla arată-mi, arată-mi la mine! Ai unul galben și unul verde! Ăsta e! Dreapta e galben! Nu, nu! Celălalt! Perfect! Acum înainte! Înainte, înainte! Am condus-o pe Ada prima dată către lac să ia de acolo apă. M-am gândit să nu se înghesuie cu ceilalți. Am zis să se ducă într-o altă direcție decât ei. În față e găleata cu sfoară. În dreapta, aia e. Hai, e bine, e bine, ai două. Da, 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 da. Ok, mai la dreapta ta, acolo, acolo. Nu, 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 cel de dedesubt e galben. Și ne auzeam practic eu cu Giulia tipând una lângă alta, eu nu mai înțelegeam nimic. Problema este că este și Vlad acolo și el ia câte un lemn de pe jos. Eu îl coordonez pe Aris să ia câte un lemn de pe jos și practic nu mai sunt în ordine, pentru că la început eu am zis că o să pot să-i spun lui Aris exact dreapta, stânga, doar că acum cum se amestecă toate lemnele, nu mai știi ce să spui. Ăla, mai ăla, galben, galben, da! Mai în stânga, Aris, ești prea... Ok, mai la dreapta ta, mai e unul galben, da, 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 ia unul cel de dedesubt. Erau 16 lemne total și nu puteai să le iei pe toate, că nu aveai cum. Nici nu aveam cum de costum, pentru că era costumul foarte mare. Nu aveam cum să le strâng pe toate într-o mână să le duc. Nu aveam cum, trebuia să le iasă, mă și aplec, trebuia să și pun. Nu aveam cum efectiv și am zis că le fac din două drumuri. Hai să le ducem pe astea! Ok, mergi drept, drept. Dreapta, dreapta e poartă! Drept, 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 drept. Un pic stânga, stânga. Mai am? Nu, Aris, mai ai jos! Mai sus un pic pe sac! Nu, nu, acolo, aia e! Așează-te cu găleata! Ok, Toni! Înainte! Dreapta, am zis! Stânga, iartă-mă, stânga, stânga! Drept acum, drept, 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 drept! Găleata tremurând și cu apă vărsându-se, am ajuns într-un final la căsuța. Acolo e găleata în care torn. În aia torni. Am turnat apă, nu era suficientă. S-a dus? Mai trebuie să pui apă în ea. Păi mai trebuie să iau. E foarte bine, Păpu, e foarte bine, drept, drept. Tot înainte, tot înainte, Păpu. Mergi liniștit, drept, drept, drept. Stop! Stop! În dreapta ta, pune mâna pe jos și o să simți dreapta, acolo. Am luat prima parte de lemne, am început să le așez. Păpu, ca la Jenga, vezi că l-ai pus greșit. Bravo! E foarte bine așa. Le-am pus în formă de Jenga, două cu două cu două cu două. Hai, Păpu, că trebuie să mai luăm. Gata. Aris, mai ai unul. Tiu, dar hai astea. Ok, hai. Tot înainte. I-a spus la Alexia că nu am cum să iau toate bețe, că după aia că mai fac să cadă și niște bețe pe drum, o să fie greu să le luăm înapoi și am zis că hai să facem două ture, iau bețele astea acum, le las și după aia mai luăm și câteva bețe. Una, acolo, după aia mai...